Bună seara, Răzvan. Te văd foarte, foarte dezamăgit. Cât de mare e supărarea după o asemenea înfrângere? Bună seara. Credeți-mă că nu găsesc cuvintele. Nu pot să înțeleg cum am greșit. Greșeala mea de acum din final. Nu știu, a luat pământul și mi-a sărit în antebrat, mi-a dat în poartă. Nu știu, n-am nimic de spus. E o înfrângere care mi-o asum. O greșeală copilărească care nu trebuia să se întâmple în acest moment. Cât de disperată este situația pentru voi? Iată etapa a cincea și două puncte până acum. Disperată. Disperată e puțin spus. Deja trec etapele, nu marcăm, cu atât mai puțin luăm și goluri. Azi o greșeală mea care nu pot să mi-o explic. E vina doar a jucătorilor și atât. Ce ți-a transmis domnul Croitoru în vestiar? Am auzit că pe tunel s-a luat puțin de tine pentru greșeala aceea din final. Ce ți-a transmis? M-a întrebat cum am reușit. O minge foarte simplă, care dacă stăteam lângă bară, cred că îmi venea în brațe. Am vrut să fac mai mult decât trebuia la acea fază. Crezi că rezultatul este just sau meritați măcar un egal? Cred că un 0-0 era echitabil. În regulă. Mulțumim mult!